Un bărbat din Gorj a fost la un pas de moarte după ce a fost luat de apele învolburate ale Jiului. Acesta se afla la pescuit. S-a înveturat în ape și s-a dezechilibrat după ce a fost luat de curenții puternici. A căzut în râu și a fost târât câțiva metri în aval. Norocul său a fost că s-a prins de o piatră, ulterior fiind scos la mal de pompieri. Bărbatul de 46 de ani pescuia pe râul Jiu, în apropiere de orașul Turceni. S-a aventurat în apă și a fost luat de curenți. Pompierii din cadrul ISU Gorj au fost solicitați să intervină la fața locului. Bărbatul se afla la pescuit, s-a aventurat în apele râului, a fost surprins de curenți, dar din fericire a reușit să se prindă de o piatră la aproximativ 10 metri de mal. O echipă din cadrul ISU Turceni s-a deplasat la fața locului și a reușit să-l salveze pe bărbat. Din fericire, acesta nu a suferit leziuni și a refuzat să fie transportat la spital. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul secției de pompieri turceni, care a reușit să salveze bărbatul cu o cordiță de salvare. Bărbatul nu a suferit leziuni și a refuzat transportul la spital. La fața locului a ajuns și un echipaj medical care a verificat starea de sănătate a bărbatului. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de curenții puternici de apă, dar și de temperatura scăzută a acesteia.